Gabriela Hergelegiu, fosta șefa Serviciului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Megidia, a fost condamnată ieri de către magistrații Tribunalului Constanța la 3 ani de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile la Curtea de Apel Constanța. În 2013, Hergelegiu a fost surprinsă în flagrant în timp ce lua mită de la un om de afaceri. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii Tribunalului Constanța au decis interzicerea inculpatei Gabriela Hergelegiu a unor drepturi prevăzute de lege, precum dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pentru o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei. De asemenea, magistrații au mai decis confiscarea în folosul statului de la inculpata Hergelegiu Gabriela a sumei de 56.000 de lei și o obligă la plata sumei de 4.000 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Reamintim că în toamna anului 2013, inculpata Hergelegiu Gabriela, în calitatea sa de șef al Serviciului de Achiziții Publice, din cadrul Primăriei Megidia a pretins de la un om de afaceri denunțător în cauză 140.000 de lei din valoarea totală a unui proiect de execuție, lucrări evaluate la suma de 7 milioane de lei, adică un procent de 2% din contravaloarea facturilor ce urmau a fi încasate de o asociere de firme, reprezentată de către denunțător. În schimbul banilor, pretinși inculpata a lăsat să se înțeleagă că are influența asupra unor funcționari publici din cadrul Primăriei Megidia, cu competență în atribuirea contractului respectiv, finanțat din fonduri europene, că îi poate determina pe aceștia să atribuie proiectul în cauza asocierii comerciale reprezentate de către omul de afaceri și, de asemenea, că se va asigura de buna derulare a contractului atribuit fără întârzieri la plată. La data de 23 octombrie 2015, inculpata a primit de la aceeași persoană suma de 10.000 de lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Din suma pretinsă, inculpata Hergelegiu Gabriela a încasat suma de 66.000 de lei.